Într-o lume în care stilul de viață rapid și comoditatea sunt la ordinea zilei, obiceiurile alimentare ale românilor au fost aduse în prim plan printr-un interviu stradal pe străzile municipiului Drobeta-Turnu Severin. Întrebările adresate au vizat preferințele culinare ale românilor, frecvența consumului de fast food și importanța unei alimentații sănătoase. Într-un oraș unde agitația cotidiană și viteza sunt la ordinea zilei, alimentația sănătoasă versus fast food-ul devine o temă de interes major. Un studiu realizat pe străzile din municipiul Drobeta-Turnu Severin dezvăluie preferințele și obiceiurile alimentare ale românilor, oferind o perspectivă asupra modului în care aceștia echilibrează comoditatea cu sănătatea. Majoritatea celor intervievați au declarat că preferă mâncarea gătită acasă, datorită calității și controlului asupra ingredientelor. Cât de des consum fast food? Zilnic, dar totuși prefer mâncarea gătită acasă. De ce consider că mâncarea fast food nu este tocmai bună pentru sănătatea noastră? Pentru că tocmai nu este proaspătă și prea sănătoasă pentru viața de zi cu zi. Deci înțeleg că tu preferi mâncarea gătită acasă, chiar dacă consum zilnic fast food. Respondenții au variat în răspunsuri, unii spunând că mănâncă fast food de câteva ori pe săptămână, în timp ce alții îl consumă zilnic. Cât des consum fast? Zilnic. De ce preferi să mănânci fast food și nu o mâncare gătită acasă de părinți? Nu știu. Nu știu, că e mai bună. Ți se pare mai gustoasă? Da. Dar nu e prea bună să mănânci toată ziua fast food, că face rău la stomac. Deci consider că este nocivă pentru organismul nostru? Da. Există o conștientizare generală a efectelor negative ale consumului frecvent de fast food asupra sănătății. Mulți români sunt preocupați de riscurile asociate, precum obezitatea și bolile cardiovasculare. De ce credeți că tinerii în ziua de astăzi consumă tot mai mult fast food în detrimentul mâncării gătite acasă? Lipsă de ocupație și fug repede și își cumpără fast food-uri. Dar credeți că sunt nocive pentru organism? Vai de mine, dezastru, foc, nu mai mănâncă o ciorbă? Nu mai mănâncă o mâncare gătită sub nicio formă? Fast food. Aștia sunt cele mai ușoare. Deci, rapide. Deci credeți că ar trebui să avem mai multă grijă la alimentația noastră? Copiii acum nu simt. Dar când vor fi la vârsta mea, vor simți foarte, foarte, foarte mult. Studiul evidențiază o tendință pozitivă către alimentația sănătoasă în ciuda provocărilor cotidiene. Deși fast food-ul rămâne o soluție rapidă pentru mulți, crește interesul pentru mâncarea gătită acasă și pentru produsele naturale.